Domnul ministru Cuc, în fiecare sau la două săptămâni mai expropiem câte două cotețe pe București-Ploiești. Mai aveți sau? Domnule prim-ministru, le putem strânge pe toate odată ca să terminăm. Sunt problemele care vin din trecut și acum le actualizăm. Cele două imobile care sunt astăzi pe ordinea de zi de expropriat se află, se regresesc în hotărârea de guvern 381 din 2009, hotărârea care prevedea declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat. Nu am înțeles toate... titlul, dar cu două săptămâni am mai expropiat două, tot pe tronsonul ăla. Nu, sunt ultimele imobile care vor fi expropriate pe acest tronson. Acum două săptămâni alea două erau ultimele. Erau pe alt obiectiv de investiții. Sau, în timp ce noi expropiem, alții toți apucă și mai fac câte ceva și... Să știți că și la noi se lucrează... Nu vreți să facem noi autostrada înainte să mai construiască ei, că poate ne iese mai bine.